Iubiți credincioși, vom citi sinaxarul zilei de astăzi, din 14 august, din prolatile de ohid ale Sfântului Nicolae Velimirovici. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prolage de ohida. Sinaxar, 14 august. Pomenirea Sfântului Proroc Mihai al II-lea. Mihai a fost din tribul lui Iuda și din satul Moroșeț, din care pricină s-a și numit Moreșitul. El a fost contemporan cu prorocii Isaia, Amos și Osea și al regilor iudei Ioatam, Ahaz, Ezechia. Mihaia a certat aspru poporul pentru viciile lui și pe prorocii cei mincinoși care proroceau despre vin și despre băutură. Mihaia 2 cu 11. El a prezis distrugerea Samariei și el de asemenea a prezis distrugerea Ierusalimului, care avea să vină din pricina mai marilor poporului, care luau mită, a preoților care învățau poporul pe bani și a prorocilor care proroceau pentru plată. Deci, din pricina voastră, Sionul va fi arat cu plugul ca o țarină și Ierusalimul va fi prefăcut într-un morman de ruine, și muntele templului va ajunge o înălțime acoperită de pădure. Mihaia 3 cu 12. Dintre toate profețiile acestui profet, cea mai importantă este aceea despre Betleem ca loc al nașterii lui Mesia, a cărui obârș este dintr-un început din zilele veșniciei. Mihaia 5 cu 1. Nu se cunoaște cu precizie dacă acest proroc a fost ucis de către iudei sau dacă a avut parte de o moarte cu pace, conform Ieremia 26, 18 cu 19. Se cunoaște că a fost înmormântat în satul lui Moroșeț în timpul domniei împăratului Teodosie cel Mare, episcopul Zevin al Elefteropolusului. A avut parte de o vedenie mistică în care i s-au descoperit moaștele Sfântului Proroc Mihaia împreună cu ale cele ale Sfântului Proroc Avacum. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Marcellus, episcopul Apamiei din Siria. Sfântul Marcellus a fost din insula Cipru, născut din părinți foarte bogați și slăviți. El însuși a primit în Cipru, patria lui, cea mai înaltă educație, având o minte foarte ascuțită și fiind eminent dotat pentru studiu. Sfântul Marcellus a fost un bărbat căsătorit și a avut copii. După ce a murit soția lui, Sfântul Marcellus s-a retras în Siria îmbrăcând haina monahală, lăsându-i pe copiii săi în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. El s-a făcut vestit pentru milostivirea, blândețea și marea lui învățătură duhovnicească. Locuitorii cetății Apamia l-au ales pentru aceasta să le fie lor episcop. Episcopul Marcellus s-a nevoit cu mare râvnă pentru întoarcere la Hristos a păgânilor ce se aflau în acea cetate. S-au întâmplat atunci ca arderea unei capiși păgânești să se întâmple. S-a întâmplat atunci arderea unei capiște păgânești, iar păgânii l-au acuzat pe episcopul Marcellus, zicând cum că el ar fi pus acel foc. Ei l-au ars de vii cam pe la anul 389. Viața Sfântului Marcellus o întâlnim în viața Sfântului Ierarh și Mucenic Marcellus, întâlnim o discuție foarte instructivă despre sfințirea apei și despre folosirea apei sfințite. Cuvânt de laudă Sfântului Proroc Mihaia. Mihaia, prorocul lui Dumnezeu, de râna Duhului arsa, a ticăloșilor pieire vestind, a propovăduit poporului mântuirea, ascultați voi căpetenii ale casei lui Iacob, pleava scăpare nu are când focul o cuprinde. Voi binele urâți și iubiți ticăloșia, voi casa lui Dumnezeu o furați și mâncați din ea, voi legea prorocilor celor vechi de pădați, pre Domnul nu-L mai ascultați, ci ascultați vrăjitorii.
Dar cu adevărat veți pieri și vă va înghiți urgia. Veți striga către cerul, dar în zadarnic va fi prea târziu. Samaria Asiriei de treierat se va face, iar Ierusalimul staulul vitelor idolatrilor caldei. Și tu, Betleeme, micuțe Efrata, deși ești cel mai mic, eu te iubesc cel mai mult, căci din tine se va naște Mântuitor, după care suspină neamurile. Și neamul lui se fogoară din rai, el va veni plin de râvnă, plin de iubire pentru poporul lui. Turma lui o va paște cu toiac puternic, el mare va fi până la marginile pământului, pământul și cerurile milostivirea lui o vor vesti, atunci pace va domni, el însuși va fi pacea, el însuși va fi într-un neam omenesc și îl va preaslăvi. Cugetare. Să ne temem de blestemul părintesc, că-și cumpli lucru este blestemul părinților. Să prețuim și să binecuvântăm, să prețuim binecuvântarea părinților, că ea ne va ajuta de-a lungul întregii vieți. Înțeleptul Iisus Sirah grăiește astfel, binecuvântarea tatălui întărește casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâmă până în temelii. Înțelepciunea lui Iisus Sirah 3:9. Blestemul lui Noe, cu care a blestemat seminția lui Ham, i-a urmărit de-a lungul viacurilor pe nenorociții hamiți, căci pe când fiul lui Iacob a fost binecuvântat în toată viața lor, prin harul binecuvântării tatălui lor. Tânăr fiind, Sfântul Serghie a cerut binecuvântarea părinților lui ca să se facă monah. Părinții lui însă erau foarte vârstnici și l-au rugat pe fiul lor să aștepte până când ei vor muri și apoi să se tungă de monah. Sfântul Serghie s-a supus părinților și a avut parte de binecuvântare toată viața lui până la moarte. Episcopul Hermogen povestește cum un bărbat se purta rău cu femeia lui. Când mama bărbatului și-a mustrat fiul pentru urâta lui purtare cu soția, acesta a lovit-o și pe propria lui mamă cu sălbăticie. Atunci nenorocita mamă a strigat: Doamne, blestemat să fie fiul meu și în veac să nu aibă parte nici de binecuvântarea mea, nici de a ta. Într-o aceea zi, fiul a căpătat un tremur cumplit în tot trupul, nefiind în stare nici măcar să ducă lingura de mâncare la gură. În cele din urmă, el și-a mărturisit păcatul la preot, i-a părut rău de el, a luat Sfânta Împărtășanie și s-a ușurat întrucâtva. La scurt timp după aceea a murit. Luarea minte, să luăm aminte la minunatul ajutor dat de Dumnezeu în războiul cu amoniție. 1 Regi 11. La cum puternic un ahaș căpeteanea amoniților a amenințat că va scoate ochiul drept tuturor celor din Israel. La cum poporul lui Israel a plâns înaintea Domnului. La cum Dumnezeu a ajutat pe Saul și pe Samuel să biruiască cu desăvârșire pe amoniți, că Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste ei. Predică despre prorocia poporului celui dintr-un întuneric care va vedea lumină mare. Poporul cel ce locuia într-un întuneric și în umbra morții va vedea lumină mare și voi cei ce locuiți în latura și în umbra morții, lumina va străluci peste voi. Isaia 9:1. Cuvintele acestea prevestesc pe Mesia cel purtător de lumină, care va veni acolo unde întunericul este mai mare. Pământul lui Zabulon, pământul lui Neftali, trăiau amestecați. Acolo, jugul robiei celei trupești și sufletești era cel mai greu. Acolo, întunericul păgânătății și orbirea sufletească a fariseilor apăsa poporul ca o umbră a morții. Lumina cerească a strălucit mai întâi în Betleem, când s-a născut acolo Hristos Domnul.
Acea lumină a fost văzută de departe de cei trei crai de la răsărit. De aproape a fost văzută de păstorii cei simpli din jurul Betleemului. Lumina însă a fost izgonită din Betleem de sabia cea plină de sânge a lui Irod și de aceea ea s-a dus și s-a ascuns în Egipt. Apoi lumina a strălucit din plin în întunericul, în pământul întunericul și a umbrei morții, adică în Zabulon și Neftalim, căci pe marele lacului care se afla în acele ținuturi locuiau pescari pe care Domnul i-a ales să fie ucenici ai lui. Tot în acel ținut se află și muntele fericirilor, pe a cărei coaste Domnul a rostit către popor prima lui mare predică, predica de pe munte. Tot acolo se află Cana Galilei, unde Domnul a înfăptuit prima lui minune, aceea prefacerii apei în vin. Acolo a început lucrarea lui de mântuire a lumii prin cuvintele și faptele lui puternice, cum nu se mai văzuseră nici când. Oamenii au văzut acea lumină și au căzut în uimire. Mulți s-au zmintit întru el și mulți l-au bătrocorit, dar nu acești oameni dintr-un întuneric și din umbra morții au fost acei care l-au ucis, căci în ținutul iudeilor se afla un ținut încă și mai întunecat decât al Zabulonului și al Neftalimului, a cărui popor s-a ridicat împotriva făcătorului lor și l-a ucis. Acel loc a fost același din care cu 33 mai înainte, 33 de ani mai înainte, se înălțase sabia ucigașă a lui Irod, care a alungat lumina și a sedit-o să se ascundă în Egipt. Acel loc a fost Ierusalimul. Dintre toate întunericurile, întunericul Ierusalimului a fost cel mai negru și acesta în chip ironic, căci Ierusalim înseamnă lumină. O stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, cel ce ești lumina noastră a celor ce venim în lume, îmbrățișează-ne pe noi cu lumina Ta în această viață trecătoare și primește-ne pe noi la ieșirea din ea într-o lumina slavei Tale cele nemuritoare, că Ție ne închinăm și pe Tine te slăvim, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.